Salutare băieți, salutare la toată lumea, toată suflarea conăcească. Salutare pescari, salutare urmăritori, salutare nepescari. Suntem pe Candeasca Lakes. M-a adus pescarilor pește. Băi, ia vină bă coa! Băi nebunului! Uitați-l pe mușii. Vină bă coa ce bagă aici. M-a adus, deci ca ia, să vă zic ia. Unde m-a ajuns direct, bă, cum am început. Nici n-a ajuns și nu-i convine, bă, frate. Deja ploua, oamenii erau pe stand aici. Bună seara. Bagă-te aici. Deci nici nu începusem bine, deja ploua, să mă mănânce câinii pe aici, să iau. E vina mea, că am zis eu, am vorbit să plouă, să nu se simtă stabil. Nu mă, nu te-ai uitat pe alea. Frumos, a zis că avem fiecare cu o căbănuță, acum ce credeți? Dormim amândoi într-o căbănuță, s-a vrea de seară, ceva. Am luat un guent ăla. Unde suntem aici? Candeasca? Lake, Bazinul 1. Bazinul 1, da? Da. Densitate de pești pe hectar, te rog? Mare. A, păi ce faci, mă? Nu știu unde am venit. Tehnice nu știm. O să arătăm, o să se vadă cel mai probabil. 2 tone 700 pe la cu Tâncăbești 2 pe hectar. Bravo. Așa, suntem... Calitate? Calitate? Da. Cantitate mai mult. Bă, noi sperăm să fie, o să vedeți. Eu zic că o să iasă balamuc mare. Trebuie să vă arăt ceva frumos, măi, pescarilor, pentru că... Clipul de astăzi este cu sponsor. Toată nada pe care o folosim în clipul de astăzi este oferită de cei de la Sensor și am primit 3 pachete mari și vreau să fac unboxing cu voi acum pe vlog, deși să știți că eu am aruncat așa un ochi repede, am desfăcut cutiile, dar nu am scos tot din ele și așa că urmează să facem un unboxing acum aici cu voi. Una bucată, 2 bucăți, 3 bucăți. Astea 3 sunt venite direct de la cei de la Sensor, dar nu mă cheamă Necula, mă cheamă Necula E. Și acum le scoatem toate pe masă. Avem, drăguț, o șepcuță. Șepcuță, să vedem când stă bine cu ea. Mă avantajează sau nu mă avantajează? Nu știu, dar o să o ținem în căpuț, pe urechile astea mari ale mele. În prima pungă avem Impact Boiless Fish Meal, 10 mm squid și căpșună. Fish Meal Impact, la fel, încă 1 kg. La fel, încă 1 kg. La fel, încă 1 kg. Aici avem un Tiger Nuts părtură natural, un borcan plin cu Tiger Nuts. Top feeder pellets, făină de pește, intensiv mini pellets. Pelete mici, 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 mamă, dar ce mici sunt. Încă o chestie de asta. Carp pellets, fumigenă, floro, garlic. Chestii de astea micuțe, micuțe, micuțe. Astea sunt să faci bag-uri cu ele, tată. Cu astea 2 faci bag-uri, dar nu știu dacă facem bag-uri astăzi. Poate mâine dacă nu trage, depinde. Competiție brown, făină de pește, top feeder, tot pentru un mix pentru feeder. Numărul 2. Fac unboxing, bă, că am primit pachet, mi-a dat pachet. Ia vezi, bă, că mi-a dat și mie cum ți-a dat ție. Mi-a dat și mie. Ce am? Asta e nou, acum o să scoată... Shaorma. O să scoată... Bă, iac, sună regim, ți-e rușine? E cu scuit căpșună. Avem una bucată... XL, se-a... O bluză de-asta. Asta am văzut la cumpărare. Are și căpățână de-asta. Are și de-asta de gât. Îl pui pe macera. Deci, Gucci, bag mix iar. Tot la fel pentru bag-uri, că m-a întrebat, uite și asta e fish meal, asta e fumigenă pentru substrat mălos. Aici avem tot bag mix pentru sweet tiger nuts. Aici avem nadă pentru crab spod. Și pelete căpșună de 4. Iar acum intrăm în Bahaos. Asta este un sistem PVA 5 metri tub pus presă. Tocmai ce am cumpărat astăzi unul de la Marele Pescar. Dar te pac pac să faci să culeți, nu beguri. Pun solubile de 25 de astea de 70 pe 130. Bănuiesc că tot ce mi-au trimis mie puteți să cumpărați la ei. Iar încă 25 de bucăți, 55 pe 130, tot așa beguri. Tot e plumbi pentru beguri, pentru că dacă mi-a dat astea să fac beguri, îți dai seama că îmi dă și, și plumbi să fac beguri. Spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor. Ce drăguț! Squid căpșună, boiless critic echilibrat duo. Așa arată. Da? Așa. Critic echilibrat, ok, interesant ăsta. Boiless dipuit pentru cârlig. Ioi. Ba, se miroase bine, bă. Miros bine, rău, squid și căpșună. Boiless dipuit pentru cârlig Planet 1016, squid și afine. Eu nu am pescuit până acum cu senzorul și tocmai de-aia citesc toate nebunile astea. Tot la fel, este pe mai multe mărimi. Boiless dipuit pentru cârlig explosiv plus micropelete. Bă, ce mă? Ce e asta, bă? Oh. Oh, oh my god! Jesus crazy! Glazers, boiless, glazurat, squid și afine. Bă, dar toate, ăsta, așa și așa, dar toate miros bine, mă, frate, pentru nasul omenesc. Și ultima de asta mai mare, așa, avem corkers. Ce? Critic echilibrate cu infuzie de plută. Boiless cu plută. Squid și afine. Ce-o fi asta, mă, ca aici? Asta se ridică în apă, bă. Ți-l face pop-up. Deci tot ce scot acum este pop-up. Mamă, care să scot odată? Avem odată așa. Pop-up fumigelă krill de 8, nu folosim azi. Pop-up de 14, super gummy, arată bine, nu folosim azi. Pop-up bicolor căpșună și ananas, nu folosim azi. Bicolor ananas mure, nu folosim azi. Fumigenă, squid și afine, nu folosim azi. Toate sunt mici. Astea ce sunt? Wafters dulap, mamă, big carp only, da, tate, o iau treaba asta. O, da, asta și unde să o bag? O să bag într-un bag. Un deep neon spray de tutti frutti. Pop-up imitation Tiger Nuts, ok. Pop-up sub formă de Tiger Nuts. Băi, că e bine, ești nebun la cap. Aroma Planet, squid și afine. Lichid atractant foarte concentrat ce se folosește la aromatizarea suplimentară a momelilor de cârlig sau amestecurilor de rădire. Deci avem bile de 24, squid și căpșună odată. Și avem mai multe pungi la fel, squid și căpșună. Deci squid căpșună 20-24, o să le punem așa, jumătate. Squid și căpșună de 20 și ultima de asta de 20 tot la fel, squid și căpșună. Pe ce mergi din prima? Hai. Impact VM, bilă direct, simplu, cum se știe. Squid căpșună sau? Ăsta, squid căpșună, da. De 20 sau de 24 mergi? 20. Oh, de 20. Eu merg pe 24 și merg pe squid căpșună. Uite asta din prima, asta o las afară, dar o să merg și pe 20 ăsta, merg cu una doar. O să joc așa, 2 pe 24, una pe 20. Acum că ne-am hotărât, deci prima oară o să facem în felul următor. Fiind seară, noi acum când filmăm noi este ceasul, vă zic imediat, 18:01. Asta e noul meu gadget. O să vă vorbesc un pic pe parcurs despre el, l-am luat și eu. Mi-am luat astăzi, mi-am luat niște chestii astăzi pentru a mă ajuta la pescuit, dar nu vi l-am arătat încă. Vi le arăt pe parcurs, cum ar fi, ce faci mă? Tai alea, cum ar fi, ăsta e un grinder pentru, un grinder pentru crusher, mă rog, eu zic grinder mă, ce treabă are, na, crusher, grinder, da mă, grinderul e la, ok. Acesta este un crusher pentru bile, bagi bilele dacă vrei să-ți bagi bile în baguri în astea, pac, 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 ai pus bila acolo întreagă să o sparge. Ce mi-am mai luat și pot să vă arăt? geantă termoizolantă de la Fox. Am dat o căruță de bani pe asta, dar îmi place mult rău de tot. Mâine pe zi, ca să apuc și eu să fac, când filmez eu acum e intro exact la început, să apuc să bag și astea, să vă pregătesc un pește și pe parcursul vlogului o să vedeți echipamentul nou pe care l-am. Super tare, îmi place mult. Ai vesel, ai mai multe, o să vedeți pe parcursul vlogului. Și cana asta tot în ea o găsesc. După cum vedeți, sunt și îmbrăcat un pic. Pantalon Fox, tricou Fox, papuci Fox, Conacu Box. Bun, revenind un pic. Fiind 18 și un pic început de partidă seara, deci începem seara și terminăm practic peste 2 zile tot seara, o să dau doar niște bile de 24 și de 20, da? VM Impact. O să le dăm pe cobră un pic, o pungă de 20, o pungă de 24, pe cobră liniștit, așa că vreau să-mi fac un antrenament. Eu am învățat recent să dau cu cobra, avem cobră și în cârlig, pentru că sunt un pic mai dipuite și un pic mai aromate, un pic mai de nebunile astea, o să punem din ce am primit acum, da? Din chestiile astea. Dăm cu boilez dipuit pentru cârlig, scuit și afine, ăsta prima oară, și cu scuit căpșună, ca să știm că merg, da? Astea două prima oară. După care, glazers, da? Băgăm și de-astea glazurate și un boilez critic echilibrat, să încercăm și cu boilesul, scuit prună. Asta încercăm, mâine dimineață o să facem și vedem cum merge în seara asta, ajustăm. Prindem pește, ce ne dorim astăzi? Un nou record la crab și un posibil nou record la ten. De ce zic treaba asta? Pentru că recordul la teno este 17,350 la mine pe filmare, dar eu am știut că am luat un 21, dar nu o să punem, dacă suntem pescari și ziceți că mințim. Așa că 17,350 este de bătut recordul la tren, plus aproape 14 kg la crab. Astea sunt recordurile mele și astea vrem să le batem astăzi, să sperăm că este o zi în care batem toate recordurile. Nu uitați de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și să mă urmărești pe Instagram la Conacu Oficial. Trebuie să umblăm și noi un pic la subscriberia, mă frate, că vă uitați la clipuri și nu dați subscribe, m-am plecat și noi pe 500.000. Da, subscribe, tată. Fiecare sâmbătă la ora 10 dimineața găsești un vlog nou pe canalul Conacu de pe YouTube. Una dintre chestiile pe care mi le-am achiziționat astăzi este această găletușă de la Kubo 5 litri, care se și pliază, nu stă fixă ca găleata. Și o lăsăm aici. Eu mi-am pregătit tot și am jucat în felul următor. Am 3 lansete, da? O luăm începând în stânga spre dreapta, numărul 1 în stânga, numărul 3 dreapta. Numărul 3 l-am jucat între plăcuța 2, 1 și 2, este un tufiș foarte verde acolo. Am jucat aproape de mal 1 metru. Lanseta numărul 2, am jucat-o undeva pe plăcuța lui 1, tot la fel, la 1 metru de mal, n-am făcut scara mâine, cred că fac scară. Iar asta, lanseta numărul 1, am jucat-o în colț stânga maxim spre stuf, stânga maximă. Acum ea are un clips aproape de golful ăla din mal, dar momentan n-am dat în clips, am dat un pic mai ușor să nu se rupă, nefiind o lansetă de aruncare, este lanseta aia care mi-a rămas de la plantat. Ne-am instalat, am dat drumul la o belicioică și așteptăm să vină primul pește. Sperăm să vă deranjăm cu primul pește direct, dacă nu vă deranjez eu cu altceva. Mi-am pregătit slingul aici, trepiedul de cântărire, scaunul l-am pregătit, am acolo cu ce dau, exact cu ce v-am zis. 2 cu 1, 2 pe scuit căpșună Impact VM, da? De 20, iar tot la fel de 20, nu l-am dat pe 24 până la urmă, boilez de pui pentru cârlig explosiv. Cu astea pescuiesc astăzi, în seara asta cel puțin, iar dacă nu mergem, mâine dimineață schimbăm ceva. Ce faci, bă, băiatule, bă? Uitați-vă cât adun lău, bă, băieți. Da, mă, da. Ce faci, bă? Cum te cheamă pe tine? Ia zi tu. A? Cum te cheamă pe tine? Negruț? Uite-l, bă. Da, e, bă, știi că-l filmezi și mai e și ăla acolo. Ce te uiți, bă, așa, beteagule? Un gadget pe care l-a luat astăzi Mihai și îl asamblează exact acum un mini aragaz. Deci ăsta aici așa, aia e butelia, ăsta e ibricul și noi o să facem o cafeluță acum. Uuu, mamă, dar ce-i dă? Bă, dai dă, bă, băiatule! Lasă-o ușor! Să nu sărim în aer! Lasă-o ușor! Așa, și al doilea gadget, deci o să punem așa, și al doilea gadget, am zis că vi-l arătăm, e... Popul de pe lume. Ce, mă, tată? Un tank de ăsta în care bagi apă, iar capătul ăsta e separat de el, capătul ăsta e separat de el și ăsta, capătul 80 de lei cu ăsta 80 de lei. Gata, gata. Apeși pe el, se încarcă. Facem o cafeluță că vine noaptea. Vine noaptea și trebuie să avem și noi cafeluțele făcute. Și ce zic? Aia ține. E bine că nu se încălzește aici. A zis bine băiatul ăla, ne-a recomandat. Ne-a recomandat să nu avem firul, să avem firul ăsta cât mai lung. Ca asta să nu fie foarte lângă el, ca să bubuie. Și mai facem o cafeluță. Câteva minute și a fiert apa aici, nebun. Mi-am pregătit o cafea opărită cu un dulcitor, că nu mai am voie să mai beau zahăr. Și acum, când clocote apa, doar o punem în partea sa altă. Ai, 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 Galatasaray. Și acum, cum oprim asta de aici? Da. Păi deci să vadă. Au. Și de aici, ați, ai strâns un pic. S-a oprit ăsta. Mă, uite cum s-a făcut, vezi? Da, da, da. Sănătate curată, om. Sănătate curată. Și acum, ia uite-o. Ia uite-o, băiat. Ioi, mamă. Be careful. Și acum trebuie să o bem, tată, să răcească un pic, să ducă în dulcitorul și după aia să ne servim așa că vine seara, că grătarul nu-l facem de bac, cum a zis Mihai. E ceasul 11:30 noaptea. Au trecut câteva ore bune de la băgat. Am avut palanseta lipită de mal pe 3, am avut un singur țac. Pe cea care nu e în pereche cu ele am avut un tot la fel un țac. Am scos-o de câteva ori, am băgat un beg, am zis bă, poate, din begurile alea de la dănuț pe care le mai am. Și avem primul pește, dar nu prea e pește. Adică e pește, ce să mai? Un cărășel. La vreo 700 de grame și vi-l arăt imediat acum. A intrat pe bag. Da. Ia uitați-l. Frumos caraz. Frumos cărășelul. Știți cum e vorba? Trăiește balta. E prezent. Am făcut și noi un grătar, am mâncat, ne-am uitat și la meci, ce-ți facem? În lipsă de activitate, faci ce poți. Am uitat și la meci. 1-1, desculția. Scot bag-ul și dau iar pe elicopter, că nu vreau să mă țăcăne calasul. Morning! Mă rog, nu e chiar morning, dar e a doua zi, cam pe prima noapte, da? Noi ne-am trezit de vreo 2 ore, am făcut o cafeluță, am și păpat, vă arătăm și vouă ce am păpat. Puteți uita, o omletă, niște ceapă, roșii, brânză, sărică, cafeluța fără zahăr, fără îndulcitor, cu îndulcitor și fără lapte, este la regim. El a băgat și niște salată de vinete, iar acum ne apucăm să facem nădirea grea. O să facem câte două gălezi, nu? Da. Așa. Hai să strângem aici, să le facem aici. Da. Să și filmăm. Ne apucăm să facem nădirea grea. O să organizăm 2 găleți, dacă câte 10 kg. Are 10 kg, mă? Mă rog, nu punem 10 kg, ne-a vreo 7, da, 6. Da, da. Vă arătăm și vouă mixul. Și dacă n-ați făcut-o până acum, să dați like și subscribe. Update de aseară, că n-am filmat, că eram singur cu o mână. Cu mătrul meu pe la vreo 1 s-a pus în pat, cam așa, 2. La 2 era nervozat. Eu m-am jucat cu ăsta micu. Bă, am trecut peste frică. Ce fac, bă, tată, bă? Ce fa, bă, tată, bă? Ce fa, bă, tată, bă? Frumosile. Ele rex când le bălții. Așa. Am aseară pe live, pe TikTok, când mai fac live, când mai fac vloguri de astea și le filmez, mai stau noaptea live pe TikTok. Am luat un crap la 4 kg, 3,9 kg și 2 carași doar. Deci 2 carași și un crap până acum. Pe zi am avut un țac. Am mai jonglat între ele, nu v-am mai arătat că n-am avut prezentări. Facem acum mixul de nădire și după aia nădim. Băgăm și cu cobra un pic, schimbăm locul, schimbăm momela de cârlig și sperăm că activăm peștele. Mixul de nădire începe cu primul ingredient. O gură de bere, ești pe baltă, pescar. O găleată. Și restul de chestii. Îmi doresc eu o masă de la Fox. Am avut gura aurită, voi ai văzut? Ți-am zis? Eu așa sunt, eu sunt norocos pentru alții. Pe bec, pe oaftă l-a luat. Frumos. Oho. Decar? Da. Ale mele trage să moară. Colegul e în drill. Ce supărare am când nu prind pește, bă, băiatul. Bun, la mixul de nădire avem felul următor. Îl pun cu zeamă, cu tot că miroase bine. Da. Avem Tiger Nuts părtură. O să băgăm 3 kg asta. Hați. Hați. Frumos miroase. Așa, odată, deci 3 kg Tiger Nuts. Da, senzor. Cabile. O, berica, berica. Încă o gură de berică. Obligatoriu. O să avem felul următor. O să avem, am mult, foarte multă nadă de la ei. O să bag niște Impact VM de 10. Boilesurile astea mai mici. Să punem o de asta întreagă, 1 kg. În mod normal puneam 3 kg de bile de 20. Așa o să pun 1 kg de asta, care miros bine. Da? O să pun 1 kg de astea mici. Și să punem 2 kg de astea de 20. De 20, la fel, fish meal, squid și afine. Asta e squid căpșună. Nada mică va fi mâncată prima de pe substrat. Și aduce și pești mai mici, dar activitate. Semnalează la peștele mai mare că e pește în zonă. Așa. Din amestec semințe preparate natural. 2 mâini, 3 mâini consistente de aici. Deschidem asta. Am uitat scafa acasă. Una. Două. Trei. Și ultimul, dar nu cel din urmă, această golețoaie. Tiger Nuts extract super sweet. Să avem acolo niște flavor. Și punem tot recipientul. Mă, deci azi mânca eu, sincer. Mi-aș pune pe post de marmeladă. Hai să vedem dacă îl activăm. Și am făcut o găletușă de asta, o să și cântărim, să vedem câtă nadă avem la final. Ați văzut tot ce am pus. Asta e mixul de înălțire, care va fi aruncat de pe celălalt mal, sau îl pui la spomb, depinde. Noi avem acces la celălalt mal și nu deranjăm pe nimeni, așa că este foarte ok să facem treaba asta. Nu ne mai chinim cu spombul, mai multe chineală. Să dai cu spombul, dar unde nu puteți, dați cu spombul. Până nu mai puteți. 100 de spomburi. Mamă, ce masă câmpenească am făcut aici, gogule. Amestecăm bine, să scoatem tot porumbul ăla de la fund, toată spărtura de la fund. Ne-am înghesuit aici un pic. Cam așa arată. Vedeți, avem diferite, o masă cu diferite componente, o masă copioasă pentru pește. Avem și niște zeamă. O să scurg un pic din zeama aia, că n-are rost. Îmi vine să-mi păstrez și mie o porție pentru mai târziu. Dacă îți place și ție la pește, n-are cum să nu-i placă. Bun. Mergem pe celălalt mal și o aruncăm. Am plecat să nădim, tată. Hai la nad, neamul. Ți-a luat stația albă tine? Hai cu euș. Am avut un țac la mijloc, aș mai fi stat un pic, dar și să stau degeaba. Dar nu știu unde am pus. Sincer. E pe aici ca piuit, dar nu știu unde. Nu lua linia metrică, aia îți bate drept. Ai 60 de metri, cred. Să nu-i bate. Bine, ce fac, bă? Hai, avem și acum. Haide, haide. Haide cu noi, haide. Hai, tata, haide. Haide. Haide-o și tu. Au, dă-și pisica. Haide, fată, haide, 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 o, ușor, haide, hai tata, hai, scuie, apa, ah. Frumos e foișul ăsta aici, haide bă, haide tata, haide, 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 haide bă, haide bă, haide, nu veniți cu noi? Ah. Frumos e pontonul ăsta aici. Haide băi tata, haide, haide. Să trag acum peștele și m-am dus. Ce faci mai aici? 2 metri și 2 metri. Cel mai adânc, deci 1,7 acolo. Le putea să o aruncă? A? Cred că mai aproape. De fapt, ah. A? Top. Gata pentru aici. Vrei să zic că am avut noroc cu parașul ăsta? Da, clar. Nu? Clar. Și plăcuța 2 unde? Asta e mijlocul de acolo. Bine, de fapt e ca o bușul ăla. Asta e bușul? Da. Asta e bușul. Ha? Vreau să-și filmesc, că te-ai însărcat. Opă la accident. pe buș. Ia. Pe la buș. Așa. Goală. Deci am dat fix pe bușul ăsta, dacă o vedeți aici. Aia e căsuța mea din dreapta. Da? Deci așa dau eu. Căsuța aia din stânga e a lui, singura căsuță, aia din dreapta la mijloc e a mea. Iar eu vin cu una aici, direct în el. O să vin cu una lângă aici și o să vin cu aia maxim acolo. Trebuie să o clipsez. A, dă din cap, e... Mamă, dar ce ran! Dintr-o dată, așa. Asta e că sunt cu... Poți să le iei dacă tot este aici, n-am treabă. Venim, venim. Ia stai, lasă pulorul la jos un pic. Ten? Ten? Pare că ten. Pare. Dar ai ratat cu miciocul? Da. Păi... Crab? Da, da. Frumos el, da. Da, și tu mai departe. Mă, ce faci, mă? Hai că gata ai zis. Doamne, să-mi scape, Doamne. Păi dacă văd că nu-l iei... Man, o, aia, ești dușman? Ești dușman deja. Haide, mă, că e frumos. Că nu i-ai luat bine. Bravo. Yeah, boy. Ții de asta? Da. Ca să o salteau? Da. Ia ce cu minte stăteam eu acolo. E bine acolo. Ha, bă, că poate o ia, a? Poate o ia, mă, frate. Te gâleu. Hai, pune de casă. E carp, un șpard, doi șpard pe acolo. Zău. Da, da. Ia, mă, ia. Ia uite-l, mă! Da, să-i scoatem bila. La ce a intrat? O, da, da! Tai, tai, tai! Te învăță șmecherie când vrei să scoți peștele. Lasă-l, lasă-l, lasă-l! Doar treci de plasă de la mine. Ești ușină, știi? Mamă, mă, mi-a făcut baie! Mamă, mamă! Stai, tati! Stai, tati! Mă, mi-a făcut baie, bă! Ia uite-l! Ia uite-l, mă! Faci și pe portreș până normal. Hai să dăm un cântar prima oară. Ia dă-i pe filmare un pic și vin la cântarul ăsta. Zic că ne-ai dat. Portret, portret. Zi! 3, 2, 1. Am luat și noi exemplarul ăsta acum, pe zi. Și dăm un cântar de control. Dar vreau să-mi spuneți voi, în comentarii, cât credeți voi care... Și s-a întâmplat ceva cu ăsta al meu și nu cred că e al meu. Dar la ce se poate face asta? Are 3 partide. Dar la ce se poate rupe așa asta? S-au agățat în ceva. Așa, cât credeți că are? Hai să dăm proba cântarului. Ia dacă are un pic apă, cu slim, cu tot. Las pe filmat? Da, da. I-ai dat-o drumul? Merge. Zi! Zi, mă! 14.300. Aproape de recordul meu? Da. O să oblesc. Dar vezi că tai, că e dintre bucate asta. Da, mă, pentru că mi-l fac și pentru șorțe. Da. Și acum poze vrei, da? Da, da. 14.300, bine, apa 2 kg, 12.300. Deci pe jumate. Bun. Mai jos, un pic mai jos. Hai și lateral, așa pe wide. Hai, hai, deci stai. Da? Da. La viermuș, eu? Da, da. Abila mea. Dă-mi și mie de la tine niște... Da? Da. Și de ce? Că al meu nu mai e, nu știu, s-a futut. Da, da. Și e un pic răuț. $12 kg și un pic, aproape de recordul meu care e 14 kg. E bine că avem activitate. Ah. Așa, tată. Ăsta e exemplarul. Ieșit în drumul, i-am dat cu ulei de floarea țarului la gură. Ui. Bă, dar nu știu că pot aici. Că e cam înalt și... Hai pe ăla, pe dreapta. Ah. E mai jos ăla. Haide, mă. Haide. Tupeu. Tupeu de borfaș. Și-a plecat. A plecat, tata. Aproape de record. Vlogul ăsta merge bine. Let's go. Ia zi, mă. Cât, mă? O oră înainte... 13% baterie. O oră înainte să plecăm, mă? Cam așa. Da. Ți-am zis că luăm un pește la final. Bă, da, să mor, dar n-ai gura aia, pe bune. Ți-am zis că să iei primul ten cu mine. Da, da. Ia zi, cum se simte? Nu e monstru, dar e bine, oricum e... Ce dracu, pește. Aia zic. Avantajul acestui tip de ropod. Problema e că tu ți-ai strâns minciocul, lasă-ți-l după meu. Ten? Ten? Ai pus 9, man. Oh, mamă. Ca lume. Ia uite-l, bă, pe ăsta, bă, ce-a prins, băi, băiatule, bă. Hai, te pup, mă duc să mă spăl pe picioare. A strâns băiatul meu tot. Hai. Ia zi, mă. Hai că ți-au proprie de 15, nu cum ți-am zis eu. Toate în gură și închideți lingura. Pune-le peste el așa un pic. Cred că e și chiar el singur. Ați bat odată acum, te-ai dus. Mă, ce snowman, mă, cu bag? Poate... Nu, a fost săculeț, cu săculeț. Aha. Hai că trebuie să și filmez. Așa o să fac într-una. Până când îl dai jos din ăla. Așa, pune-i ăla un pic peste. Aia zi. Ia arată-ne, mă, băiatul. Ai cântar la îndemână? Sau ți-aduc eu? Dacă l-ai tu mai la îndemână. Mai la îndemână l-am băgat în ceva, dar scot. Ăsta de la roata de rezervă se duce. Da. Ia să vedem. Mi se pare super aproape de ăla la. Gata. Ia de, hai. Sincer să fiu. Proba căsarului. Mamă, bătăiose, bă, băiatule, bă. Dar știi că dacă scap o pada e caz de imele aici. Te-ai dus. Vezi că ai luat cu tot cu asta. Mă, și gândeam, mă, ce dracu e așa? Nu ești la concurs să furi, bă. Mai scădem slingul, mai scădem și salteaua de primire. Aproape, 11. 11, deci 9 jumate. Dar la nimeni ține nici drept, e ok. Da. De 10 plus. 10 plus, tată, hai. Îi dai cu smecleu. Mamă, aia zic, rojează-l bine. Hai să-l arăt un pic. Ia dă-i să vezi. Fa pozând, dai telefonul? Nu, lasă-l pe filmare, că îl treiau. Ah, ok. Ia să-l vadă lumea ca lumea. Și rujat și bombat. Da, mă, da, like-ul ăla puternic pentru treaba asta. Bravo, frumos. Bine, frumos să pleci așa, da. Ca lumea. Bravo, să nu mai e niciunul. Oh. Eu nu mai zic nimic. Urma să fac ending-ul, dar a luat colegul Peșcuț și uite, s-a dus să-i dea drum acolo. Strângem ușor, ușor. În materie de ultimul achiziție, nu știu dacă le-am arătat, dar le-am arătat o dată, dacă nu. Asta e separat, da? Bidonul ăsta separat, 80 de lei, 80 de lei, aproximativ 82-83. Bagea pe el, asta e electric, pompiță. Am cumpărat o tigaie de asta care să o bagi de pe de soai de camping. Asta e primită de la un prieten de Los Ayú, Mocangela, de aia de pe Boilesul linia să arunci cu cobra. Și ce să mai arăt? Asta este un duș portabil, îl umpli cu apă, aici am și un bruș de ăla. Easy, peasy, lemon squeezy. N-am cum să nu vă arăt această frumusețe. Uitați și voi, uitați-vă la frumusețea asta. Este o geantă de la Fox, 700 și ceva de le-am dat, un pic cam piperat prețul, dar merită. Aici sus ai veselă, da? O bucătărie, așa să spunem, iar jos este termoizolantă peste tot, inclusiv aici în astea. Ține gheață 48 de ore ca lumea. Nu mai avem nici baterie, nu mai avem nici energie, nici memorie la card. A venit momentul să închidem această partidă, prietenii mei, urmăritorii mei, susținătorii mei. Îmi pare rău că n-am avut mai mult peștiuc, chiar m-am distrat, mi-a plăcut balda Candeasca. O să revin cu siguranță. Acum urmează o partidă pe lacul Tâncăbești, doi într-o săptămână și un pic pentru mine. Să băgăm niște teste cu senzor și acolo și după aia vedem. Am o întrebare pentru voi importantă. Care este ultima soluție pe care, la care apelați când aveți foarte multe ore de stat degeaba, nu aveți pește, nu aveți prezentare de foarte multe ore? Care este ultima variantă? Adică ce faci în momentul disperării maxime? Înscrieți-vă pe canal de comentarii acolo. Nu uitați să dai like, subscribe, follow pe Instagram la Conacu Oficial și ne vedem la următoarea partidă de pescuit. Salut!